Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio se află jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit. Bună, Oana, bine v-am regăsit. Un cetățean cu dublă cetățenie a fost ridicat de procurorii de ICOT, se află în arest, în arestul inspectoratului de poliție Suceava, pentru că ar fi exploatat o persoană cu dizabilități, în sensul că ar fi trimis-o la cerșit, dar și pentru alte infracțiuni, și aș vrea să discutăm un pic despre subiectul acesta, pentru că și tu locuiești în Suceava. Da, și serios? În municipiul Suceava. Și probabil că ai observat și tu că orașul este plin de cerșetori. Nu știu dacă plin, acum să nu exagerăm, dar sunt în câteva puncte. Eu am văzut pe la supermarketuri, pe la hipermarketuri, pe acolo, prin fața lor, stau la cerut. Am văzut un bărbat, am mai văzut și femei, copii, mai sunt pe Mărășești niște femei cu niște copii, stau pe bordură acolo, cer haine, nu știu, așa. În zona comercială, în intersecțiile, da, din, da, oraș? Sunt, nu chiar foarte, foarte mulți, dar sunt câțiva. Și vorbeam despre acest subiect cu Ovidiu Doroftei, directorul poliției locale, acum ceva vreme. Îi spunea că ea îi ridică, îi duce, vin înapoi. Adică, și unde îi duce? Îi trimite la ei, de unde sunt, că nu sunt din municipiul Suceava. Îi face pachet și trimite și se întorc, adică, na, și dacă le dai amendă, de unde să plătească și ce se întâmplă? Nu știu cum este făcută legislația asta. Problema e că sunt exploatați niște copii și, cum este cazul la care ai făcut referire, persoane cu dizabilități. Pentru că dacă eu mai dau, că sunt milos așa, când văd un copil, dau. Cu toate că știu uneori că banii, dacă ar rămâne la ei, ar fi ceva, dar nu rămân la ei. Vine cineva și ia copilul, dacă și ia. De aceea prefer uneori, mai sunt, să știți, și pe la covrigării din astea, prin față, pe acolo mai stau, și prefer să le iei ceva, adică să mănânci acolo sau decât să le dai bani ca să vină șmecherul să le ia bani. Da, eu cred că s-ar putea, adică dacă ar sta cineva în punctele astea, că se știu punctele unde sunt, să ia, dar repet, îi vin înapoi. Da, eu am asistat la un episod de genul acesta în zona comercială, în sensul că era o mamă care și-a dus copiii la cerșit și la un moment dat au terminat misiunea, să spun așa, și a venit tatăl și i-a luat pe toți, mama și cu copiii, și cu o mașină destul de scumpă, adică peste 10.000 de euro am evaluat atunci. Păi, un fel de... Oana, dar să strâng niște bani dacă ai mai mulți oameni la lucru, să spun așa, ai trimis pe teren. Da, mai deranjant, bun, sunt unii agresivi, știi, sunt unii oameni care, da, le dai bine, nu, nu, dar sunt vreo doi, cel puțin unul, care era prin zona Georgenescu, opcine acolo, care fac și gât, dacă nu le dai. Eu nu sunt de acord să le dai, pentru că am realizat... Aici sunt două școli de gândire, ți-am zis, stai, cum depinde și cum te prinde în ziua aia. Eu nu știu dacă tu câștigi 500 de lei într-o zi. Cam atât câștigă un cercetător și poate în municipiul Suceava. Nu, nu pot să care... spun cât câștigă într-o zi, că pe urmă devii invidioasă. Așa, las-o, da, așa. Da, da. Într-o zi, pur și simplu. Nu, Oana, dar ți-am zis că dacă ar rămâne banii aceștia la copii, ar fi cea, da. Deranjanți mi se par cei care vin la biserică și fac, se îmbuzesc acolo. Când ai de făcut o pomenire, când este o mormântare pe la cimitir, vin acolo, se bagă în sufletul tău. În loc să stea deoparte, domnule, și dacă ai să-i dai ceva, îi dai. Că oricum, lumea care vine acolo vine și împarte niște pomeni. Dar e enervant când se bagă în sufletul tău și atunci când, după ce că primești o dată, mai vine și a doua oară, la interval de un minut. Consider că poliția intervine cu suficientă fermitate pentru rezolvarea acestei probleme? Da, Oana, fermitate. Ți-am zis, îl iei, îl faci pachet, îl trimiți. Dar și aici, acum ai rezolvat o problemă, de exemplu, la biserică. Băi, ei dispersez, dar ar trebui să stea cineva în permanență acolo. Pentru că sunt aceiași oameni care vin și cel mai enervant este că atunci când le dai de pomană, iau și fac selecție. Adică aia, cola, cola, mai am acasă. Sunt și pretențioși, da, la cimitir. Nu, aia, nu, aia, nu. Foarte urât, știi? Da, dar vreau să duc discuția un pic și în zona Direcției pentru Protecția Copilului Suceava, pentru că îți spuneam că sunt mame care cerșesc cu copiii în brațe și cerșesc în intersecții. Aici există legislație, adică, și se, pot, păi, se poate interveni. Se poate interveni, dar ferm, nu intervine, știi, nimeni, pentru că am sunat în mai multe rânduri, atât la poliția locală, cât și la... Tu ca un cetățean responsabil. Bineînțeles, ca un cetățean responsabil care riscă după aia, ținând cont de cum merg lucrurile, să fie căutat de către indivizii care exploatează persoanele
despre care am discutat anterior. Deci ar trebui să intervine și Direcția pentru Protecția Copilului, dar nu intervine. Da, eu cred că dacă ai sesizat-o, tu ai sesizat-o și n-ai intervenit? Eu am sesizat-o și apoi am văzut mama cu copilul înapoi în intersecție, adică da. Era și mama și copilul și era o problemă destul de spinoasă pentru că mama cerșea într-o intersecție destul de aglomerată și în momentul în care se schimba culoarea semaforului risca să fie accidentată. Da, mai încerc. Și aici a fost, să mai încerc, nu să nu mă las. Asta voiam să aud de la tine, Sorin. Trecem acum la un alt subiect. Probabil că ai văzut și tu că Primăria Municipiului Suceava a început să orneze orașul în contextul sărbătorilor pascale. Probabil că ai văzut și tu că au apărut în zona centrală acei iepurași cu niște cu conașe ascunse sub codiță și... Da, eu ce am înțeles așa din ce mai zice lumea că e rău. Adică am înțeles că iepurașii sperie copiii și că e urât așa în general. Și mă gândeam așa, eu mai modest de felul meu așa, nu, și acasă, e pe modestie. Dar mă gândesc că eu sunt următare și lumea în general la noi în oraș, în metropola Suceava, toți au în casă un design făcut de designeri renumiți. Și ouă Fabergé. Și ouă Fabergé și totul e un lux. Nimeni nu mai are mileuri din alea de macrame, nu mai există răpirea din Serai, nimeni nu mai are pe tavan țurțuri din aia, nimeni nu mai are tot felul de chestii rămase din urmă, pescarul bețiv și toți au o Fabergé și au un design de ultimă generație făcut de tot felul de arhitecți, designeri, japonezi, nemți și sunt foarte sensibili când ies în oraș și când vezi iepurașul ăla, nici nu-ți vine să te uiți. Și copiii sunt educați, adică stau în casă cu ouă Fabergé și ei văd ouă din lemn. Așa. Ce-i asta? Numai e foarte sensibil la noi pentru că există această pretenție. Dacă la mine în casă este ouă Fabergé și eu lucrez cu designer din Japonia, dracu' ies pe stradă și prostiile astea. Adică, hai să fac și o paralelă. Dacă eu sunt un elev care locuiește într-o familie care nu își permite să aibă apă curentă, da, n-are apă și canalizare, eu trebuie să merg la o școală fără apă și canalizare, no, pentru că n-am în casă la mine nu, dar n-am zis apă asta. Curentă. Nu, deci dacă eu pot să am în casă oul care... Nu, Ana, eu am asta constatat cu lumea și orice ai pune nu e bun, și lumea este foarte gingașă și e un nivel de educație foarte mare, orașul e rămas în urmă. Am înțeles. Și ouăle astea sunt... Să înțeleg că ție îți place cum este ornat orașul și despre asta e vorba aici. Nu, e vorba despre faptul că dacă nu se puneau ouăle alea, nu era bun că nu se pun ouă. Eu când merg pe stradă nu caut ouăle, nu fac nici vânătoare de ouă, trec pe lângă el. Unul poate să-mi placă, unul poate să nu-mi placă. De ce să vă spun acum că nu-mi place ouă? Să pe mine cel mai tare mă enerva ouă ăla uriaș, că o să fac... ăla venea mie și a zis că mă duc și-l distrug. Deci ăla a fost circul de pe lume. Când a venit Dumnezeu să-l odihnească în altul pimen, deci ăla a fost circ cu ouă uriaș făcut la Buzău, din plexiglas, din fibră de sticlă, nu mai știu așa. Înregistrat în Academia Recordurilor, nu în Cartea Recordurilor. Da. Stai că a plătit Primăria Suceava 5.000 de euro ca să îl înregistreze. Și-au pus ouă în față la fântâna arteziană aici în centru și veneau toți și făceau poză cu ouă. Este amagrabil sau cum? Da, dar acum se întâmplă lucrul acesta în continuare pentru că există acest comportament. E lăsat ouă ăla, tu știi unde e? Da, este da. Lângă cetate, deci și se ăla, ăla chiar m-a scos din sărit, era un chici, ăla era un chici ordinar și au venit toți de asta să faci slujbă la ou. Și venise la autoritățile și se fotografiau, se pozau și pe urmă publicul cum se poza el și făcea selfie cu ou. Deci aia m-a rupt. Păi oul a rezistat pentru că s-a făcut slujba atunci. Da. Și rezistă în continuare lângă cetatea domnitorului Ștefan cel Mare. Parcă era un trib aici și venise un conquistador și lăsase o mărgică din aia și toți se pozau cu mărgică. Lasă că nouă totuși ne-a rămas oul uriaș, dar cei de la Rădăuți au mâncat pasca și... Da, dar tot în anul ăla a fost cu pasca uriașă făcută de primarul Olărean, da, atunci. Da. Și tot a fost moda în anul ăla cu intrat în Academia Recordurilor. O trompetă, plăteai nu știu cât și 5.000 venea... De euro.
Da, nu. Așa și te pune alcool și băteai toba. Și lumea înțelegea că a intrat în cartea recordurilor. Stai puțin, că așa au comunicat autoritățile. Și mi-aduc aminte că jurnalistul Sorin Avram a scris în jupun atunci, că de fapt era vorba de Academia Recordurilor. Da, era circ. Ăla a fost circ. Ăla, da. Dar acum, să că iepurașe sunt urâți. Mi-a plăcut un iepuraș. Adică, nu m-am uitat la toți iepurașii, știi, și urți. Bă, dar atâta sensibilitate, bă, nu știu. Dar, uite, hai să o luăm altfel și nu o să mai întind foarte mult discuția aceasta. Eu am o fetiță de 2 ani, cum mă duc eu în centru să-i explic că iepurașul face ouă? Adică... Da, Oana, dar nu mergi. Dar trebuie să stau acasă, nu? Iar mă ții acasă. Dar stai un pic și da, mergi și vede copilul un iepuraș și niște ouă și... Așa. Îi spui la iepuraș și alea sunt ouă. Și apoi cum îi explic că a crescut o lumânare în sensul giratoriu din centru? Dar nu tu îi explici cu vorbele așa tale că așa se ornează de... Nu știu, zic mă ceva. Zic, nu știu, na, ce să-i spun că... Da, nu, da. Spune, bine, vin și eu acolo și explic eu ce... Bravo, da. Mă, da, astea spun. Ce probleme, că iepurașul ăla e urât și că ouă nu știu cum. Ah. Da, dar chiar sunt, din punctul meu de vedere, chiar sunt urâte. Sunt unele mai chicioase, da, unele mai nechicioase, acum gusturile nu se discută. Știi? Dacă am fi toți oraș de rockeri, bă, suntem rockeri, faci niște ouă de aia cu săgeți ca la ACDC cu limba scoasă de la Rolling Stones, măcar știi o treabă. Dar aici nu știi exact ce să faci, pentru că unul e manelist, unul e cu muzica populară, unul, mă, fiecare cu gusturile lui. Ouă ăla pe care unul vede urât, altul vede frumos. Unul care vede iepurașul urât, altul vede frumos. Eu am o soluție, Sorin. Nu poți să împaci pe toată lumea. Am o soluție. Soluția mea știi care e. Care? Să nu faci nimic. Eu vreau să fac pe cartiere. Tematică de Paște. Dom'le, în centrul orașului, dar nu sunt eu primarul acestui oraș. Da. Și, dar nu mai știu cine mai este primarul orașului. Auzi, dar stai un pic. Da, te-ai înscris să candidezi? Nu! Ferească Dumnezeu! Ar fi chiar... Păi nu, dar uite, făceai un lucru bun. Dacă tu aveai acum candidai și spuneai, eu de Paște fac pe cartiere tema rock? Unde vrei tema rock? Și de Crăciun. Așa. Nu, spuneai, eu de Paște și de Crăciun. Aveai niște voturi. Da, nu plus cred că tu ești pe rețele de socializare, ai o grămadă de fani. Serios, tu dacă te băgai, luai niște voturi și încurcai lumea. Asta era. Aici vreau să ajung. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție.